Lăudați să fie Domnul! Iubiți frați și surori, trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi avem o perspectivă cu privire la ceea ce înseamnă o biserică vie, o biserică dinamică, o biserică puternică. Este o biserică puternică pentru că are facilități. Da, dar nu numai de aceea. Este o biserică puternică pentru că are membri. Da, dar nu numai de aceea. Este o biserică vie și puternică pentru că are formații muzicale care cântă foarte frumos, ne delectează la toate serviciile divine. Da, dar nu numai de aceea. Este o biserică puternică pentru că are mesaje erudite. Da, dar nu numai de aceea. Este o biserică puternică pentru că are o organizare, o logistică bine pusă la punct. Dacă vreți un sistem mediatic, eficient, pe toate platformele de prezentare online, da. Dar nu numai de aceea. O biserică puternică și o biserică vie este în primul rând puternică și vie pentru că își împlinește menirea care este să ducă Evanghelia până la marginile pământului. A fost o perioadă în timpul comunismului când am primit Biblii și erau gratuite, cărți de cântări gratuite, broșuri gratuite. În momentele grele, când au fost inundații, când am avut sinistrați, când a fost cutremur, am primit ajutoare. Poporul român a fost binecuvântat de Dumnezeu în ultimii ani cu libertate religioasă. E adevărat că pe aici și pe acolo mai sunt oameni care ne urăsc, care ne dă faimă, mai sunt în anumite localități evangheliști bătuți, alungați, persecutați, mai sunt în anumite contexte creștini disprețuiți, înjosiți, porecliți, înjurați. Dar în mare, în România, poți să mergi să faci evangelizare. Fenomenul care este impresionant de mai mulți ani încoace este că Dumnezeu a trezit conștiința unor români care să meargă acolo unde majoritatea nu îndrăznesc. Fratele Marcel a vorbit despre nebunia misiunii, the foolishness of missions. În 1 Corinteni, capitolul 1, de unde a citit fratele păstor Adrian, e vorba de nebunia propovăduirii crucii. Asta este, de fapt, misiunea bisericii, să propovăduiască crucea. Și mare majoritate dintre noi, pentru că niciodată nu ne-a trecut prin cap să plecăm în altă parte, suntem acolo unde suntem, nu ne putem închipui de ce sunt oameni care își ia lumea în cap și pleacă în Madagascar. Madagascar, foarte multă vreme, a fost o insulă izolată.
Și până în ziua de astăzi are anumite elemente de faună, animale unice pe tot pământul. Este o zonă unde multă vreme oamenii au fost izolați. Este una dintre cele mai subdezvoltate regiuni din Africa și Africa este cea mai subdezvoltată din întreaga lume. Chemarea fiecăruia este pe măsura credinței lui și pe măsura îndemnului primit prin Duhul Sfânt. Vedeți, există mai multe feluri de a face evangelizare. Am să le menționez pe toate. Există evangelizare acolo unde ești, la locul de muncă, la școală. Dacă n-ai vorbit niciodată cu colegii tăi de școală, cu tovarășii tăi de muncă, despre Domnul Iisus Hristos, dacă n-ai avut nicio conversație despre credința ta cu cei pe care Dumnezeu ți-i dă, probabil că faci un aranjament de business cu ei, probabil faci o înțelegere cu ei, nu uita, și am mai spus lucrul ăsta, ocupația noastră principală nu este de sudor, de genitor, de doctor, de profesor sau de ce știu eu ce. Asta este ocupația ta secundară. În lumea asta, ocupația ta principală este de ambasador al cerului. Și împărăția lui Dumnezeu nu are agenți secreți. Împărăția lui Dumnezeu are oameni cu eticheta pe frunte. Iată de ce îmi permit să spun, în vreme ce alții spun glume, își povestesc aventurile, copiii lui Dumnezeu ar trebui să simtă în inima lor urgența de a vesti Evanghelia, de a-L vesti pe Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte când am venit în America, era un frate mai în vârstă și s-a ținut o predică în biserica unde eram atunci despre evangelizare. Și la sfârșit a venit și mi-a spus, frate, aș face și eu evangelizare, zice, da, sunt mut. Nu știe engleză, sunt mut. Păi zic, frate, hai să ne rugăm să vedem cum ne descoperă Dumnezeu o metodă de a face evangelizare. Și ce a făcut? S-a dus la nepoți și le-a cerut să-i dea pagini din Biblie subliniate cu versete de evangelizare. Și au făcut ăștia copii de pe ele, și îi dădeau și el sublinia versete, Ioan 3 cu 16, așa mai departe. Și când se întâlnea cu cineva, îi dădea câte o pagină. Puteți să credeți ce vreți despre un asemenea om. Știți ce cred eu despre el? A făcut evangelizare. A făcut evangelizare cu puterea lui, cât a știut și cât a putut. Există oameni chemați să facă evangelizare la locul de muncă, între vecini, la școală și dumneavoastră veți spune cum ajungem până la marginile pământului, sunteți deja la marginile pământului. Dacă tragi o linie dreaptă pe glob, știi care este cea mai lungă linie pe care o poți trage? De unde ești până acolo unde ești. Capătul pământului este acolo unde ești tu. Asta se numește evangelizarea la nivel personal, care și ea ajunge la marginile pământului. Ajunge fără să plece nicăieri. Ajunge la marginile pământului făcând evangelizare acolo unde este. A doua metodă
este metoda din aproape în aproape despre care s-a citit în dimineața aceasta. Mai întâi în Ierusalim, cu extindere în Iudeea, după ce ne-am așezat în Iudeea, intrăm și în Samaria, și din Samaria, din aproape în aproape, stilul de evangelizare gradual, în timp, ajungi până la marginile pământului. Este o evangelizare către marginile pământului. Și apoi există o evangelizare de tip Pavel, care spune, m-am dus acolo unde nu fusese predicată Evanghelia. În mod spiritual, capătul pământului este locul unde încă nu s-a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Sare peste Iudeea, sare peste Samaria, sare peste Orientul Mijlociu, trece în Europa. Este o evangelizare pentru care unii oameni au o chemare specială. Dumnezeu le dă în primul rând curajul de a ieși din confortul lor și de a trăi o viață mai puțin decât confortabilă. În al doilea rând își asumă riscuri. Să știți că atunci când mergi în țări cu un sistem politic foarte volatil, se poate schimba dintr-o dată, poate veni o juntă militară, poate veni o bandă care să pună mâna pe stăpânire, să confiște totul, să dărâme totul. Și m-a întrebat cineva zilele trecute, ce facem, frate, dacă investim undeva într-o țară din asta, faci o școală, faci o biserică, faci ceva și pune mâna pe putere un guvern ostil și ne dă afară. Frați și surori, să știți că nimic din ceea ce investim în aceste țări și în aceste lumi ostile nu este fără risc. De fapt, cineva spunea, e riscant și să ieși dimineața afară din casă. Pentru toate suntem în stare să riscăm. Doamne ferește să ne apuce riscul propovăduirii Evangheliei undeva. Oamenii aceștia merg în închisori, merg la leproși. Am să vă spun ceva foarte sincer. Eu am, mă rog, câteva dezordini, cel puțin două, trei de care sunt conștient. Una din ele mi se pare tot timpul că am praf pe mâini și trebuie să mă spăl de 30 de ori pe zi. Nu suport să... așa. Eu vă spun, dacă cineva mi-ar spune, frate, hai să predici Evanghelia într-o tabără de leproși, i-aș spune, frate, slăvit să fie Domnul, avem tehnologie, stau la mine în birou, predic, du-le un ecran, îți dau bani să le duci ecran acolo și le predic la toți leproșii din lume. Nu știu de ce, nu mă văd, risc în alte direcții. Am eu riscurile mele, dar nu știu dacă aș fi în stare să întind mâna, să pun mâna pe unul. Nu-i stomacul meu, mă cheamă frații mei, colegi, frate, ai cu noi în India. Mă zic, dar cum e în India? Păi e ca în India. Zic, dar cum este că am auzit că miroase urât pe stradă? Te obișnuiești după câteva zile, vă obișnuiți voi. Ce faceți cu gunoiul? Zice, l-aruncăm pe geam de la hotelul de lux. Nu am mai întrebat și alte lucruri, că m-am prins cum stau treburile. Nee, Dumnezeu nu mi-a dat mie stomac pentru India. Am spus, duceți-vă, Domnul, să vă binecuvinteze, mă rog, pentru voi. Nu merg eu în India. Frate Marcel, nu cred că am să vin vreodată în Republica Malgașă. Că am fost chemat în Africa, în anumite locuri, mi-au spus, frate, dar am făcut acolo casa, am făcut, e ca în America, ai camera ta, zic, mă, cum ajung de aici până acolo? Câte injecții trebuie să faci ca să intri? Mulțumesc, nu se poate. Că nu e chemarea mea.
Dar am să mă duc și în India, am să mă duc și în Republica Malgașă sau în Madagascar, am să mă duc și în Africa. Numai uite cum am să mă duc. Scrie nevastă un cec pentru misiune. Și uite așa mă duc. În dimineața asta, la încheierea acestui serviciu, toți putem să mergem în Madagascar. Știți cum putem să mergem? Unu, prin suport în rugăciune. Spunea Pavel, ați fost alături de mine, că v-ați rugat pentru mine. Rugându-te pentru misionari, te duci cu ei, ești partener cu ei. Apoi, susținându-i, prin suport financiar, prin resursele pe care le punem la dispoziția lor. Știu câte ceva despre fratele Margel și prin faptul că ne-am mai văzut și am mai vorbit și prin faptul că este verișor primar cu fratele Florin Șaitiș, care e păstor la noi în biserică și mai știm câte ceva. Oamenii ăștia nu s-au dus acolo să se îmbogățească, nici să trăiască mai bine, vă garantez lucrul ăsta. S-au pus la dispoziția Domnului pentru ca națiunea aia să-L aibă pe Hristos și să fie răspândită Evanghelia în mijlocul lor. De aceea am o mare rugăminte în această dimineață. În cutiile special amplasate pentru dumneavoastră, acolo unde ne ducem darurile noastre de bunăvoie, tot ceea ce se va pune la încheierea acestui serviciu în acele cutii este pentru misiunea din Madagascar. De asemenea, dacă la stație, până mai spun câteva cuvinte, se poate proiecta din nou imaginea cu QR code și să o lăsați un pic pe ecran ca să o vedeți, dacă vreți, așa, mulțumesc frumos. Dacă vreți să luați imaginea și să accesați, poate că unii dintre dumneavoastră vreți mai mult decât să faceți o donație astăzi, vreți să deveniți parteneri cu această misiune. Mai spun un lucru. Motivul pentru care Dumnezeu ne-a ajutat să facem aceste facilități este pentru că am avut nevoie de ele. Am stat cu frica în sân mulți ani de zile gândindu-ne dacă nu mai avem parcarea de la Albany Bank. E o problemă existențială pentru biserică în America la ora actuală, parcarea, dacă n-ai unde parca, plus că zona s-a stricat. Dumnezeu ne-a dat mari biruințe. Eu pun aceste biruințe pe seama la mai multe lucruri. Dar unul dintre ele este că am rezistat tentației de a nu mai face misiune și de a nu mai ajuta alte proiecte în timpul construcției. Știți că n-a fost ușor. Că de multe ori ne gândeam, să duci 100 de mii încoace, să duc 50 de mii încoace, pe asta nu mai bine acoperă bilurile alea, astea nu mai bine acoperă bilurile celelalte. Aș vrea să vă spun că atunci când noi n-am întors spatele celor nevoiași, atât din biserica noastră, cât și din alte părți, atunci când noi am continuat să facem ceea ce o biserică trebuie să facă, atenție, în primul rând, nu în al doilea, nu în al zecelea rând. Prioritatea esențială a bisericii este să ducă mărturie în lume, prin evanghelizare, dar și prin ajutorare. Există și o evanghelie socială. Pentru asta, cred că Dumnezeu ne-a dat această mare binecuvântare. Și uitați-vă cum continuă binecuvântarea, frați și surori. Eu personal parcă m-am trezit dintr-un somn. Știi că atunci când ai un vis plăcut, îți pare rău că te trezești. Când ai un vis urât, te bucur că te trezești. Mie mi se pare că m-am culcat în urmă cu vreo 3 ani cu o datorie de aproape 11 milioane de dolari și parcă m-am trezit și m-am trezit că datoria e, nu e așa, e ciudat să spui, numai de 3 milioane jumate.
Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dacă ne-a binecuvântat până acum în felul ăsta și pe principiile astea, avem dreptul să nu mai credem, să ne îndoim și să schimbăm macazul și să spunem, nu mai merge așa? Deci Dumnezeu ne-a dat până acum toate biruințele astea. Este exact ca și poporul Israel, pe care Dumnezeu l-a scos din Egipt cu mână tare, urgii împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului, între care Faraon era unul dintre ei. A despicat Marea Roșie în calea lor. Le-a dat să bea apă din stâncă. Și pe urmă au spus, era mai bine în Egipt, Dumnezeul tău, Moise, ne-a adus aici în pustie ca să ne omoare. A făcut minunile pe care le-a făcut ca să ne înmormânteze în deșert. Și ascultați, din cauza necredinței lor și din cauza că și-au schimbat perspectiva, au ajuns înmormântați în deșert. Eu cred că Dumnezeu are planuri frumoase pentru comunitatea noastră, pentru biserica noastră și mă folosesc acum nu numai de cazul acesta, ci pentru toate oportunitățile pe care le-am avut, le avem sau le vom avea de a susține lucrarea lui Dumnezeu. Știu că sunteți împărțiți în multe părți și mulți dintre dumneavoastră ajutați. Ajutați câte puțin peste tot. Și mai ales dacă Dumnezeu mișcă anumite inimi în mod special când prezentăm una dintre aceste lucrări sau misiuni, faceți ceva în plus. Și veți vedea că avem datoria aceasta de a da sămânță semănătorului. Vă mulțumim din toată inima, dorim ca Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Vom face o rugăciune, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care ni le-a dat, binecuvântări spirituale, o săptămână de stăruință de excepție. Mulțumim Domnului pentru binecuvântările materiale, mulțumim Lui Dumnezeu că avem libertate, că încă suntem în confort, chiar în prosperitate, avem o experiență personală binecuvântată în țara aceasta. Mulțumim Domnului pentru părtășia bisericii, mulțumim Domnului pentru oamenii pe care îi trimite în mod special în lucrare, ne rugăm pentru misiunea din Madagascar, ne rugăm pentru fratele Marcel Șaiti și toată echipa pe care o are acolo, pentru familia lui, ca Dumnezeu să-i protejeze, să-i întărească, să le dea o viziune clară cu privire la lucrarea pe care trebuie să o facă și ne rugăm și pentru noi, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca fiind binecuvântați, să putem fi o binecuvântare pentru lucrarea sa. Ne rugăm cu toată biserica.